Uite, așa trece timpul, draga mea. Și la mine, cât la tine. Aici și te gătea? Da. Nu vine să cred cum au rămas pozele astea pe mine. Cum arătai atunci, a? Da. Da, mă, poți în care ești... Nu, vine să Fată cred. de cinema, nu așa, tot Nu, vine să să... cred. Păi, exact la Revoluția, când a fost, nu la Revoluție, la greva de 93, parcă 93 a fost greva aia mai mare. Știu că era o grevă, un meeting, nu mai știu exact, că nu lucram, umbleam gol de cască. Asta s-a întâmplat prin 94, 93, 94, cam așa, nu mai știu exact. Am început să ieșim și ne-am împrietenit. În 2 săptămâni ne-am și căsătorit. Fără să ne cunoaștem prea mult. Și mulțumesc că am fost fericiți. Deci, pe noi ne cunoșteam vreo câțiva ani. Deci, din vedere, nu? Așa, când am luat lucrurile în serios, până la căsătorie, nu a durat mult, 2 luni, două, trei luni, scurt. Am păcălit o repede. Bine, că la fabrică am lucrat în mai multe domenii. Deci, prima dată la fabrică am lucrat la transport, o perioadă. Nu făceam altceva decât să conduc mașină. După asta am lucrat la depozitul de carburanți, o perioadă de timp. Deci, exact cum ar fi un peco, numai că era un peco inter. Deci, dădeam motorină, benzină, uleiuri și ce mai aveau nevoie în mașinile. Iar după Revoluție din 89, am lucrat tot la transport, dar în cadrul secției forj. Munceam foarte mult, făceam 3 schimburi, era foarte mult de treabă, liber nu aveam. Nu mai țin minte exact la timpul ăla ce salarii, dar raportul raportat la inflație era mulțumitor. Din orașul Bârlad, fabrica de rulmenți, câștiga foarte bine. Era o fabrică care ținea picioare Bârladul, IRB-ul. Se câștiga bine, oamenii erau mulțumiți. Problema este că când s-a privatizat și au venit turcii ăștia și ne-au cumpărat, au început să dea lumea afară, nu mai era de muncă, nu mai... Nu mai pot să faceți problemelor cu salariul de la IRB. Ceea ce m-a făcut să plec în fapt. A doua casă. Serviciu. Ce să înseamnă? Cam toată viața noastră. În parte, pentru că... Adică fabrica era considerată ca a doua casă, pentru că jumate din Din timp să-l timp petrece să-l petreci acasă, jumate să-l petreci la fabrică. Deci m-am întors din Italia, am cumpărat o casă la țară, pentru că în oraș nu aveam servici, nici nu am găsit servici care poți să trăiești decent. Și am fost nevoit să mă mut acolo. Acolo aveam alte posibilități, aveam pământ, aveam... Am ajuns să intru în politică. Și în politică am câștigat în urma alegerilor care au avut loc în vara asta. Partidul din care fac parte. Câștigat alegeri și am ajuns să lucrez în administrație. La copiii le-a făcut surpriză. Dar nu știu niciunul. Vecinul. Ne-a luat știut că trebuia să vină să mă ia. Vecinul. Ei n-au știut, nu, nu, nu.
Nu aș fi uitit de el, mama. E primul an după câți ani de desplecat, e primul an că vin de Crăciun acasă. Da, da, da. Numai așa. Numai așa puteai să realizezi ceva, plecând afară. Pentru că la IRB-ul trebuia să mai muncesc 100 de ani ca să pun tabla pe casă. Vorba de... Distanța de familie. Doar ce dacă vezi că ești plătit și ești respectat și plătit pentru munca care o faci, treci mai ușor peste chestiile astea. Și ai tăi acasă stau, să se stau bine. Pentru că hai să o luăm logic, adică banul este tot. Nu greu, foarte greu. Foarte greu. Foarte greu, nu greu. Dar n-ai ce să faci. Dar totuși, ideea că... Trebuie să faci sacrificiul ăsta, că n-ai încotro. Deci, ideea că chiar dacă este greu, ești singur sau familia de departe, dacă măcar aia, cei rămași în urmă sunt mulțumiți și au cu ce să trăiască... Te tărești un pic și mergi mai departe. Și nu-ți vine să renunți când vezi că, băi, trebuie să mai fac ceva, trebuie să mai fac ceva. Ai zis să stau un an și renunț al doilea an. Nu pot să renunț. Și eu tot așa, când am plecat am stau un an, stau doi și uite, am ajuns la 4, 5, 6 și o să mai trebuie să mai stau că am copiii la școală. Și uite tot așa. Eu cum am zis, părerea mea, că dacă îmi dă 20 de milioane, eu mă întorc la IRM. Dar 20 de milioane? Da. 3 luni? Nu, pe lună. Pe lună. Eu îți spun că mă duc la IRB dacă îmi dă 20 de milioane. Îți dau banii, că dacă ții 20 de milioane, ești mai fură. A, bine. Da. Băi, nu, dar vreau să zic că nu. Mie mi-a plăcut când am lucrat la IRB. Și mie mi-a plăcut, nu pot zic că nu mi-a plăcut când am lucrat la IRB. Dar când am început să nu mă mai plătească, normal că nu mi-a mai plăcut. Și nu mai era pe stradă mai mult, pe sticlul mai jos? Urmai să luat tata, micu! Microbistul, mamă, n-am făcut de la mă, că te-am văzut! Mamă, microbistul, nu! Așa că n-am mai plecat de faliment! Microbistul, mama, microbist, microbist! Când faci el o băiță, microbistul ăsta? Te-am nu! La anul celălalt, da? Te-am nu! Acum astăzi mereu când aia asta român când a venit la România în asta, a fost o surpriză pentru mine. Acum chiar trăiesc, mai sunt 2 zile și pleacă. Mai de mama 2 zile și pleacă. Nu așa-mi. Pare bine că vine mama acasă? Normal. Normal. S-a făcut o mamă păsătură la băiet. S-a făcut o mamă de... Toate la băie, dar băie, tot. Bietă-l, mama, bietă, am plecat, mama. Trebuie să te împurebi, de acu' și vine mama înapoi. Iulie vine mama înapoi, da? Băiatul dă silința și învață mai bine, da? Da. Da? Da. Ia să văd. Da. Copiii, cred că, nu știu, părerea mea că se fără cel mai mult.
când părinții, unul e acasă și unul în străinătate. Dar ITT-i și ei să adoptează, să... Asta. Hai ce faci. Se schimbă telefon? Nu. Telefon de acolo când ajungi. Da? Mai da. Ia să văd. Da, ia să văd. Măcar o dată. Și să când încânt. Măcar din când în când. Da. Hai, că știi când ajung cu pana rămas. Da, fata. Bine, să rămân. Și el a fugit, fata. Unde? Oi, onde? Vem lavar. Não me abençoe. Não me abençoe.